Minel Prina a venit la vot în prima parte a zilei la Colegiul Național Ion Minulescu. Înainte să își exprime opțiunea electorală, primarul Slatine a stat de vorbă cu membrii comisiilor de votare să se asigure că procesul electoral s-a derulat fără probleme. Probleme ceva? La final, edilul a spus că a venit la vot cu gândul la proiectele importante ale Slatinei, care trebuie să continue. A venit cu gândul de a vota pentru ca Slatina și județul Olt să vină mult așteptatele investiții, astfel încât investitorii să aibă o infrastructură mult mai bună. Am votat cu speranța că lucrările care au început de ceva vreme să fie finalizate în perioada următoare. Am votat cu speranța că în sfârșit românii vor fi uniți, fie că sunt transilvanieni, fie că sunt olteni, fie că sunt moldoveni, și împreună vom încerca să facem o forță din România a cărei voce să se audă mult mai puternică comunitatea europeană. Edilul a avut un ajutor de nădejde atunci când a aplicat ștampila pe buletinul de vot, pe fiul său, Alexandru. Este simbolul nostru, ne punem foarte mari speranțe în viitorul slătinenilor, în viitorul oltenilor, viitorul României, și reprezintă viitorul nostru, și pentru ei am votat, pentru că ei trebuie să fie mai buni decât noi, să fie mai perfecționați, să învețe mult mai bine, astfel încât România să devină într-adevăr a șaptea putere în comunitatea europeană. Minel Prina i-a îndemnat pe slătineni să vină în număr cât mai mare la vot. Vreau să invit pe toți slătinenii să voteze, pe toți oltenii să voteze, pentru că este un drept al nostru pe care trebuie să îl exercităm. Este un drept pe care l-am câștigat cu foarte mult sânge, și atunci ar trebui să ne deplasăm la unele de votare, pentru că nu ne ia nici foarte mult timp. Vremea nu este atât de urâtă, ba din potrivă, la perioada asta cred că este destul de acceptabilă, și votul fiecăruia dintre noi contează.